Trei voci pot fi o șoaptă. 300 de voci pot fi o rumoare. 3 milioane de voci sunt un strigăt. Un strigăt firesc, menit să protejeze firescul. Un politician ce ignoră acest strigăt va fi la rândul său ignorat. Și eu sunt unul dintre cei 3 milioane care a semnat pentru această inițiativă, o inițiativă democratică, de altfel. Și sunt un pic surprins, neplăcut, de faptul că clasa politică efectiv ne ignoră. Mă ignoră pe mine, ok, dar să ignor 3 milioane de oameni mi se pare un precedent foarte periculos într-o democrație oarecum tânără și fragilă ca cea din România. De aceea sunt aici. Să le spun încă o dată pe Viugrae că ne pasă și că nu ne dăm înapoi. Cu atât mai mult cu cât eu să ne ignore, cu atât mai aproape de ei vom veni cu aceste mesaje. Și am vrea să știm o poziție, că este da sau că este nu. Dar a ignora 3 milioane de voci mi se pare un pic jignitor.